Cartea cărților, Ilie Cioară. Diferite aspecte astrale și medii infecte. Aflat din nou în lumea de o nemaipomenită realitate, întâlnesc o tânără în fața unei căsuțe care excelează prin curățenie și frumusețe rurală. Deși știam că este locuința ei, o întreb totuși, admirându-i totodată hărnicia. La întrebarea mea îmi răspunde: "Uf! Ce rău este când ești obligat să stai acolo jos." În urma indicației sale, cobor la acel nivel. În cale întâlnesc un copil nou-născut, înfășat și așezat direct pe pământ. În jur, un mediu dezolant. Căsuțe mici, unele dintre ele în bună parte dărâmate, ușile legate cu sfoară. Cu toate că simt o mare repulsie, pătrund într-o cameră mai spațioasă. Aici, o mizerie greu de închipuit. Bărbați, femei și copii, îmbrăcați sumar și murdari. Unii dintre ei sunt complet goi și așezați direct pe pământ. În câteva locuri, drept așternut, puține vreascuri și paie. Unii se uitau curios la mine, alții total indiferenți. Un grup de bărbați, vizibil amenințători, m-a înconjurat. Încep retragerea spre ușă. Invocând ajutorul divin, revin în corp. Într-o altă călătorie mă aflu într-o încăpere subterană unde întâlnesc un bărbat și o femeie. Sunt acuzat că am furat un portofel. Stăpân pe mine, mă supun percheziției și le spun că nu am făcut niciun rău. Bărbatul mă lovește peste față cu dosul mâinii, la care îi răspund: "Nu ți este teamă de Dumnezeu să mă lovești?" Agresorul a întors fața către mine și s-a aplecat ca și când vorbele mele au constituit o lovitură puternică în plexul solar. Am recurs la semnul crucii și am revenit în corp. Tânăra despre care am amintit la început ne-a destăinuit propria experiență trăită de ea după ultima reîncarnare. Potrivit afirmațiilor ei, eu nu am făcut altceva decât să verific peripețiile sale legate de procesul de evoluție pe care l-a străbătut până atunci. Și acest exemplu să constituie pentru noi un permanent momento privitor la întreaga noastră comportare din această existență. Atenție, deci, la tot ceea ce gândim, exprimăm și împlinim. Legea cauzalității nu face niciun fel de excepție. Cu rigurozitatea cauzală care o caracterizează, ne vom întâlni toți în mod sigur. Efectele de fapt reprezintă moneda forte cu care plătim fiecare comportare și atitudine apreciate pozitive sau negative, urcând necontenit pe culmile înțelepciunii. Dar să mai amintim încă un caz. La dorința familiei am căutat pe fosta farmacistă Minodora Vasiliu. În cale întâlnesc un sac pe care îl dezleg. Aici găsesc chircită ființa căutată. Din interiorul sacului cade o gheară neagră de găină. Și aici apare firească nedumerire. La întâlnirea cu Antal am solicitat explicații. Sacul reprezintă închisoarea pe care trebuia să o execute în timpul ultimei vieți pentru furt în dauna patronului la care a lucrat. Iar gheara este instrumentul de ispășire, ca simbol al lăcomiei de acapararea unor lucruri care nu îi se cuveneau. Familia a confirmat fără nicio ezitare faptul în sine. Suntem dotați cu liber arbitru și ca atare, numai de noi depinde ceea ce facem. În timpul vieții de aici, ne putem eschiva de la ispășirea consecințelor firești ale faptelor noastre, dar ele rămân adânc imprimate în memorie, iar la trecerea dincolo necinstea, incorectitudinea, ies la suprafață și ne acuză, determinând totodată modul de ispășire. Judecătorul se află așadar în fiecare dintre noi și ne acuză, obligându-ne să suportăm efectele faptelor săvârșite. Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, cum s-ar putea evolua? Suferința are, prin urmare, darul să ne atenționeze ca pe viitor să nu mai greșim. Ateiști declarați în lumea de aici, afirmații ateiste și în lumea astrală.
În peregrinările mele în cealaltă dimensiune, am întâlnit două categorii de credincioși care, întrebați asupra existenței lui Dumnezeu, mi-au dat răspunsuri diferite. Unii mi-au spus că ei cred că există o asemenea putere universală. Ceilalți, oarecum revoltați, s-au pronunțat în mod contrar. Cei din această ultimă categorie mi-au spus textual: dacă ar fi Dumnezeu precum zici, nu am fi nevoit să stăm aici ani de zile. Ei se aflau la același nivel, apropiați unii de ceilalți. În ambele manifestări nu este nimic de lăudat sau de reproșat. Atât unii cât și ceilalți nu fac altceva decât să-și exprime mentalitatea sau modul de gândire al mediului familial și social în care s-au născut și au fost educați. Religiile, existente astăzi pe Terra, cu numeroasele lor secte, nu fac altceva decât să vâre credincioși în tipare convenționale, perpetuându-și existența de la o generație la alta. Și nu de puține ori, ele învrăjbesc pe unii împotriva celorlalți. Trecutul istoric al omenirii, ca și lumea actuală, demonstrează cu prisosință modul lor de condiționare, cu totul deficitar, determinat de interese egoiste omenești. Credința ateistă nu este altceva decât reversul aceleiași medalii. Pentru atei, nu există altă realitate decât ceea ce poate ei să perceapă cu ajutorul organelor de simț. Acumulările intelectuale, sprijinite pe aceste suporturi, reprezintă de fapt Dumnezeul lor. Prin urmare, credința nu e altceva decât o proiecție mentală care, prin repetare, creează obișnuințe ce condiționează ființele umane. Întrebându-mă pe mine însumi cu îndemnul de a face fiecare la fel, vedem noi oare șubrezenia acestei credințe cu inerentele ei efecte negative? Dacă da, atunci nu avem altă modalitate de a ieși din actualul impas decât propria investigare. Se pornește de la un fapt simplu pe care nici o minte sănătoasă nu-l poate contesta. În întreaga existență nu există decât un unic adevăr, care ființează peste tot și în toate. Asta înseamnă că el se află și în noi, în fiecare, având aceeași însușire ca unică esență. Și cum anume ajungem la acest adevăr absolut? Numai prin cunoaștere de sine. Căci numai și numai cunoscând realitatea existentă în noi, o vedem aidoma și în fiecare semen. Problema care se pune este: cum întâlnim acest sumum comun tuturora? Să folosim intelectul sau mintea cu acumulările ei care o caracterizează și definesc? În niciun caz. Această minte, oricât de vastă ar fi ea, este și rămâne limitată, deci incapabilă să cuprindă ceea ce este de necuprins. Numai prin tăcerea ei în acel vid psihologic, suntem absorbiți de către infinitate cu care de fapt suntem una. În această stare de a fi sau de conștiință pură, în care corp, minte și spirit formează o unitate, noi suntem acel adevăr unic. În această fericită ipostază, ne conduce intuiția și ne manifestăm ca bunătate, frumusețe, iubire și fericire totodată. Acesta este de fapt adevăratul scop al existenței noastre, de făptură întrupată. Am coborât la reîncarnare pentru a ne descoperi natura divină a ființei noastre. Am avut-o în continuu, însă coborând în lumea materiei dense, am pierdut amintirea ei. Din cauza acestei asocieri ne-am creat o altă natură, egoul sau sinele fals. O structură amăgitoare și perisabilă. Datorită acestei rătăciri, noi, fii de Dumnezeu, având însușirea asemănătoare Tatălui Ceresc, am devenit niște biete făpturi înfricoșate în fața unei vieți neînțelese, dominați de efecte traumatizante. Ori dacă noi înșine ne descoperim natura noastră divină, cum am arătat mai înainte, se mai pune problema credinței în ceva sau cineva? Desigur că nu se mai pune. Încă de la începutul experiențelor mele de dedublare, am folosit formula: Doamne ajută-mă,
adresându-mă unei existențe impersonale. Însă de fiecare dată după rostirea în gând a acestei formule, urma în mod inevitabil tăcerea minții. Așadar, ego-ul dispărea fără să fac ceva în acest sens, iar în tăcerea sau în pacea absolută mi se deschideau porțile infinitului cu care mă contopeam, realizând propria investigare prin trăirea emoțională. În concluzie, descoperirea propriei divinități este un fenomen ușor realizabil de către orice ins în parte. Vom folosi un singur instrument și anume atenția lucidă, globală și dezinteresată. Ea este întocmai ca un reflector puternic, a cărui strălucire demască și dizolvă tot ceea ce întâlnește în cale. Contactul ei cu mintea, haotic funcțională, face ca aceasta să dispară instantaneu și, odată cu dispariția ei, ni se deschide calea spre mărețiile infinitului cu care ne contopim. În această minunată conjunctură, divinitatea singură ni se revelează, ea fiind noi și noi fiind ea. Aceasta este realitatea absolută care ne caracterizează pe noi ca oameni, oferindu-ne tuturora însușirea de iubire atotcuprinzătoare și dezinteresată. În urma unei solicitări, mă aflu din nou în lumea spiritelor, cu scopul de a întâlni pe Elizabeta Schuld. După câteva tentative, o întâlnesc în compania unui bărbat care îi pune următoarea întrebare. Spune-mi hoții care sunt închiși aici cu cheile închisorii asupra lor. Am intuit că această întrebare, care sugerează și răspunsul potrivit, este o informație pe cât de instructivă, tot pe atât de prețioasă și pentru noi cei aflați încă pe pământ. Hoția, care îmbracă în lumea noastră diferite aspecte, la trecerea dincolo este în mod inevitabil, urmată cauzal de ispășire într-o închisoare. Iar ispășitorul are asupra lui cheia respectivă pe care o folosește în momentul când conștientizează faptul incriminant și ia hotărârea ca pe viitor să nu mai comită o asemenea incorectitudine. Așadar, să reținem că efectul ca suferință este un element de bază pe calea evoluției spirituale. În continuare, iată o peripeție oferită de către fantoma ființei mele, pe când mă aflam în concediu la stațiunea Costinești. Am părăsit corpul pentru a mă întâlni cu cineva decedat de curând. După întâlnirea respectivă, am decis revenirea în corp. La circa 10 metri distanță de trup, simt că mă strecor printre crengile unui pom, în care își aveau culcușul mai multe găini. Ajuns în corp, aud o mare gălăgie de păsări speriate, unele căzute la pământ. Fenomenul a fost sesizat imediat de familia la care locuiam și îi aud discutând despre spaima păsărilor. Dacă ar fi fost vreo vulpe sau dihor, ar fi lătrat câinii. Prin urmare, corpul meu astral, mai dens decât de obicei, a fost sesizat de păsări prin atingere, obligându-le să-și părăsească culcușul de pe crengi. Țipătul și sperietura lor a durat mai multe minute în șir. Într-o altă deplasare întâlnesc o mogâldeață, închisă într-un sac, care se mișca prin țopăială. Am deschis sacul și am răsturnat conținutul. Era un cap de bărbat pe care îl cuprind cu ambele palme și îl examinez. Pe obrazul stâng, o aluniță, iar capul este prelungit cu o porțiune de gât care sângerează. Teama și repulsia mă determină să-l arunc și să-l acopăr cu sacul. Capul însă a început să sară în sus. De data asta mă cuprinde mila și cu ajutorul unui bărbat care s-a recomandat Sofronie, am introdus capul la loc în sac. Mâinile ne sunt pline de sânge. Pentru curățirea am cules de pe jos un fel de praf. Mă întreb, ce fel de faptă îi spășește acest nefericit? Să fie oare călăul care a executat decapitări? Cine știe, poate fi și aceasta. Un lucru este însă sigur. Descoperirea m-a îngrozit, nu numai pe mine, dar și pe acel astral care oricum a văzut mai multe forme de ispășire decât mine. Urmând șirul plimbărilor mele în lumea spiritelor, vă relatez o seamă de întâlniri astrale simple, cu
cu întrebări și răspunsuri prompte. Costea Badea, un prieten al tatălui meu, decedat în urmă cu 43 de ani, întrebat cum se simte, răspunsul lui este clar. Mă simt bine, dar ce face Ristea? Mă întreabă la rândul său despre fiul lui. Comuniștii au luat toată averea și acum el lucrează la grădina Cap. De ce au luat pământul? Toată țara trăiește sub influența sovietică, îl informez eu. În ochii lui am văzut lacrimi, semnal dragostei părintești pentru fiul său. Cu prilejul unei alte deplasări, am întâlnit pe tatăl meu adoptiv, care mi-a cerut să-i dau 46 de lei. Nu mi-a explicat de ce are nevoie acolo de bani. Aspasia Mărculescu, plecată dintre noi în urma unei vieți pline de suferințe. Am urcat mult în sus și m-am oprit. Ea a coborât din înălțimi. Se simțea bine și s-a bucurat în mod vizibil când a aflat numele prietenei care m-a trimis la ea. Cât am stat împreună, ea își arunca grațios, printr-o simplă mișcare, o șuviță de păr ce îi cădea pe față. I-am luat capul între mâini și am aranjat părul. Ulterior am aflat de la persoanele care au cunoscut-o că acesta era gestul său, pe care îl făcea și în timpul vieții sale de pe pământ. Un anume Carol Gheorghe știa cine m-a trimis la el. Nu avea nevoie de ceva anume. Și-a exprimat recunoștința față de efortul făcut de mine pentru a-l întâlni. Mi-a amintit de un prieten al său, pe nume Munteanu, de la Lugoș. Nu s-a putut verifica legătura acestuia cu persoana amintită. Vasile Vasiloiu, un alt locatar al lumii astrale, se afla într-un mediu primitiv. Locuința lui consta dintr-un simplu acoperiș susținut de 4 pari înfipți în pământ. Era foarte supărat că i-au murit oile. Gabo și Alexandru, aflat într-un mediu arid și îmbrăcat ca un om nevoiaș, sărăcăcios. Întrebat în legătură cu fosta lui iubită, Caticuța, aflată încă în lumea de aici, mi-a răspuns pe un ton vehement. Destul, destul, repetat de mai multe ori. Maria, o altă entitate din lumea spiritelor, îmi răspunde că se simte bine. Solicită să-mi spună ceva în legătură cu fiica sa adoptivă, Teia, îmi răspunde. Când are nevoie, se roagă lui Dumnezeu, dă-mi, Doamne, și când primește, pe noi ne uită. De ce noi? Mi-am zis eu în sinea mea. La mirarea mea, ea se aplecă și ridică de la nivelul podelei un chepeng prin care apare un bărbat pe care îl recomandă. Soțul meu. Petre Ioanin? Mai întreb eu. Pogi, răspunde acest bărbat înalt, blond, cu o figură distinsă. Cuvântul respectiv este un pseudonim pe care copiii îl foloseau când se adresau tatălui lor. Pentru Teia, acest nume ca și descrierea fizionomiei tatălui ei a constituit o dovadă certă a întâlnirii mele cu lumea astrală. Aflat iarăși în lumea duhurilor, întâlnesc o tânără care îmi spune că vrea să facă prin mine o seamă de comunicări. Mi-am dat seama că nu este onestă, întrucât m-a îmbrățișat cu gânduri profane. Folosim semnul crucii, a dispărut imediat. Pe părintele Gheorghe Livovski, fostul meu duhovnic, l-am întâlnit în biserica unde a slujit în ultima parte a vieții lui. Se afla în fața altarului și se ocupa cu tăierea unei prescuri, în mici părticele care de obicei erau oferite credincioșilor după terminarea slujbei. Spune-mi, părinte, ce faci? Ce să fac? Uite, fac comerț cu sufletele oamenilor. Nu mă așteptam la un asemenea răspuns. Am înțeles totuși că părintele își reproșa vânzarea de mai multe ori a prescurilor oferite la altar de către credincioși, odată cu pomelnicul de pomenirea sufletelor. În continuare vă relatez o scurtă sinteză privitoare la diferite piedici astrale. În mai multe rânduri, am fost luat prin surprindere de către entități astrale, care se agățau de mine cu intenția de a-mi opri deplasarea. Revenirea în corp era spontană. Uneori reușeam să mă desprind, fie folosind formula Doamne ajută-mă sau făcând uz de semnul crucii potrivit binecuvântării preoțești. Alteori,
Cineva aflat în spatele meu cu ajutorul unui corp ascuțit sau cu o bucată de pluș, încerca să mă atingă prin alunecare de-a lungul coloanei vertebrale, începând de la ceafă în jos. Într-un alt moment, când mă pregăteam de desprindere, observ o pisică neagră așezată pe pieptul meu și alta înainta de la brâu spre față. Într-un alt caz, abia desprins de corp, când aud un clinche de clopoțel venit din cealaltă lume. Surpriza și de data asta mi-a fost fatală. Aflat în stațiunea Borsec, am încercat să părăsesc corpul, însă, înainte de a mă detașa, simt că în camera au năpădit mai multe duhuri puțin evoluate. Unul se culcă lângă mine. Întreaga atmosferă era apăsătoare. Lansez un gând prin care cer acestor vizitatori nepoftiți să mă părăsească. Totul intră normal, dar renunț la călătoria proiectată. Toate aceste fenomene le-am așternut pe hârtie, dintr-un îndemn firesc, ca o simplă informare a unor peripeții trăite cu adevărat, strict conexate de fenomenul decorporalizării. O altă temă referitoare la îndeplinirea corectă a acestui experiment a constituit-o desigur ajutorul vizibil sau invizibil oferit de către diferite călăuze din acea dimensiune. Într-o seară, pe când îmi făceam rugăciunea și împreună cu ea solicitam ajutorul pentru a mă desprinde de corp, recepționez următoarea precizare, ca venind din lumea astrală. Pentru a ieși din corp trebuie să faci și tu eforturi. În altă ipostază, înainte de a părăsi corpul, observ un bărbat necunoscut care m-a ajutat în desprinderea respectivă. El mă sfătuiește să verific întotdeauna dacă trupul se află la locul lui. Într-una din seri, complet relaxat, aud cum două femei fac diverse glume pe socoteala mea. Pentru că sunteți aici și nu aveți ce face, vă rog să mă ajutați să mă desprind de corp. Mi se întinde un singur deget pe care îl cuprind cu dublura mea astrală și mă avânt în spațiu. Într-o altă împrejurare, observ în fața mea un pomuleț. Cu mâna astrală mă agăț de o crenguță care se aplecase spre mine și plin de energie, mă avânt în a doua dimensiune. În finalul acestei teme, vă redau un amănunt modul în care am fost avertizat că este timpul să revin în corp. După o călătorie mai îndelungată în acea lume, încep să mă gândesc la corpul fizic. Îl mai găsesc oare? Reflectez în sinea mea. Nu cumva l-au și înmormântat? Concomitent cu insinuările mele, emise totuși într-o perfectă liniște și siguranță interioară, observ unele avertismente ale prietenilor astrali. Un bărbat îmi aruncă o bucată de vată care îmi cade la picioare. Atmosfera devine stânjenitoare. Trăiesc impresia pe care am avut-o cu ocazia eclipsei totale de soare. Un nou ghemotoc de vată mă atinge pe umăr. Apăsarea asupra sufletului devine tot mai greu de suportat. Un ostaj mă privește printr-o ușă puțin deschisă și privirea lui îmi dă a înțelege că am stat prea mult și că este timpul să mă întorc în corp. Revenirea se soldează cu aceeași energie și bună dispoziție. Răscruce de drum, ceasul răfuielilor, hotărâri îndrăznețe. S-au scurs mai bine de 10 ani de la eliberarea mea din închisoare. Pe parcursul acestei perioade, desfășurarea evenimentelor pe plan fizic au fost de așa natură încât mi-au permis să mă ocup fără întrerupere de împlinirea idealului meu spiritual. Câștigarea celor necesare existenței mi-a fost asigurată de un loc permanent în câmpul muncii. În ceea ce privește locuința, câțiva ani m-am bucurat de bunăvoința unor prieteni din cerc. În final, am devenit independent, având propria locuință. Numai puțin favorabil au decurs preocupările pe plan metafizic sau parapsihologic. Numărul solicitanților celor interesați de lumea spiritelor a crescut, odată cu acceptarea mea în cercul Antal. Noi și noi descoperiri ale lumii astrale mi-au lărgit orizontul cunoașterii prin diversitatea aspectelor acestei realități, devenită și pentru alții certitudine de necontestat. Aruncând o simplă privire asupra îmbinării acestor două planuri, fizic și psihologic,
constat că fiecare ființă umană ajută și la rândul ei este ajutată direct sau indirect, conștient sau inconștient. Adică există un permanent ajutor reciproc la nivelul întregii omeniri. O atitudine neprietenoasă sau agresivă față de noi, care pretindem că am atins nivelul iubirii necondiționate, ne ajută să ne descoperim lipsa de concordanță dintre simpla rostire și trăirea efectivă a sentimentului respectiv. Întâlnirea neplăcutului, atât de frecventă în existența noastră cotidiană, ca eternă provocare, nu este deci o simplă întâmplare. Ea se impune ca necesitate logică în desfășurarea procesului care marchează evoluția noastră spirituală. Mai presus de toate aceste aspecte, rămâne însă descoperirea realității unice, al cărei caracter universal obligă pe fiecare ins în parte să-i afle măreția prin trăire individuală. Prin urmare, de noi și numai de noi depinde calitatea și precizia acestei minunate investigații. Odată cu admiterea mea în acest grup de idealiști, Ionel mi-a pus la dispoziție întreaga lui bibliotecă. Astfel am avut posibilitatea să studiez evoluția religiilor lumii și tot ceea ce omenirea a întreprins în decursul întregii sale istorii pe calea ameliorării spirituale. Fiecare carte era evaluată în funcție de informația oferită și verificarea ei prin aplicare corectă. Majoritatea acestor cărți, odată cu fixarea idealului de atins, recomandau ca instrument al împlinirii propria voință. Drept urmare a acestor recomandări, am inițiat și folosit două metode de luptă dârză împotriva unor înclinații ale mele, socotite negative. După o scurtă vreme mi-am dat seama că ambele metode sunt acte de violență împotriva corpului fizic și ca atare am renunțat la folosirea lor. În continuare, aplicând diversele metode recomandate de către autorii cărților respective, toate s-au soldat cu propria mea nemulțumire. Influențat de viețile sfinților creștini, am decis să încerc viața de sihastru la muntele Athos. Pe baza unei invitații a unei prietene din Grecia, am solicitat obținerea unui pașaport. După câteva zile am primit o adresă care m-a anunțat că cererea mea a fost rezolvată favorabil și eram invitat la securitatea de pe strada Rahovei. Aici mi s-a condiționat primirea pașaportului în schimbul colaborării, adică să devin informator. Le-am spus că credința mea în Dumnezeu mă oprește să fac așa ceva. Furios, funcționarul respectiv a rupt adresa, spunând că s-a făcut o greșeală. Am acceptat toate astea fără cârtire, continuând de unul singur calea scormonirilor cu mintea omului vechi și imaginarea omului nou. Aveam însă mereu în vedere acea stare de a fi când am solicitat întâlnirea mea cu Dumnezeu, de care amintesc în prima parte a acestui capitol. Potrivit literaturii studiate, am folosit o scurtă perioadă calea imitării lui Iisus Hristos, apoi calea sublimării, prin folosirea sentimentului de ură împotriva păcatelor. De asemenea, am folosit zilnic examenul de conștiință, privitor la tot ceea ce am gândit, afirmat și făcut în ziua respectivă. Mi-am impus un regim de privațiuni, recomandat de către viața monahală. Nopți de veghe și rugăciuni, un regim alimentar lacto-vegetarian. Ceva mai târziu am adoptat rugăciunea inimii, care după ani de zile se rostea singură. Din îndrumările doctrinei yoga, am folosit concentrarea pe diverse teme, care promiteau liniștirea minții și stăpânirea ei prin voință. Din viața Sfântului Augustin, am reținut că el l-a căutat pe Dumnezeu peste tot în afara lui, dar nu l-a găsit pentru că el se afla înăuntrul său. Acesta este desigur locul cert unde îl putem găsi, dar el nu ne spune cum anume a realizat el această descoperire. Dacă ar fi realizat descoperirea prin trăire emoțională, mai putea rămâne el închis în interiorul unei religii dogmatice? Este doar o simplă întrebare care ne îndeamnă să reflectăm. Din aforismele lui Patanjali am reținut doar fenomenul nirvana ca stare de pură conștiință în care intelectul sau omul vechi dispare cu desăvârșire. Iar din Noul Testament
Am reținut afirmațiile lui Iisus Hristos, prin care își lămurea apostolii asupra propriei sale naturi divine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu și Tatăl una suntem. Sau, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Apoi mai precizează, aflați împărăția cerurilor înăuntrul ființei voastre. Însă, nici Noul Testament scris de altcineva nu precizează modalitatea de realizare practică a toate acestea. Deși au trecut 2000 de ani de exemplul de trăire evidentă oferit de către acest Fiu de Dumnezeu, el nu a putut fi nici măcar acceptat, necum generalizat ca fenomen firesc și natural. Mai mult decât atât, astăzi nici măcar nu este prezentat ca fiind accesibil fiecărei ființe umane, pentru că fiii de Dumnezeu suntem cu toții fără nicio excepție. Și dacă acesta este adevărul, dezvăluit și afirmat în mai multe rânduri chiar de către Iisus Hristos, cum de am ajuns să fim niște biete făpturi neputincioase în fața unei vieți neînțelese? Simplu și de afirmat și de susținut prin argumente îndestulătoare. Trăind în asociere cu materia densă, ne-am uitat în mod progresiv realitatea paternității noastre divine, înlocuind-o cu sinele fals sau cu egoul. Acesta este omul actual, obișnuit, creație fictivă a societății care l-a format ca structură egocentrică, interesat în mod absolut de eu și al meu, în conflict cu el însuși, ca și cu restul lumii. După ce mi-am dat seama de modul meu defectuos de funcționare, am trecut la cunoașterea de sine. Așadar, cu ajutorul atenției lucide, doar conștientizam tot ceea ce mi apărea în cale. Priveam și ascultam, fără să judec sau să apreciez în vreun fel sau altul, atât lumea exterioară cât și reacțiile automate ale minții mele condiționate. Această simplitate comportamentală nu a întârziat să producă efecte cu totul vizibile. Acele gânduri, prejudecăți și senzații care mă deranjau sau mă antrenau la diverse interpretări, ducându-mă în trecut sau viitor, și-au pierdut în mod treptat frecvența de odinioară. Unele dintre ele au dispărut definitiv. Întâlnirea corectă și dezinteresată cu tot ce apare pe suprafața conștiinței pe parcursul unei clipe conduce în mod sigur la dizolvarea minții știutoare și apariția naturală a vidului psihologic sau pacea sufletului. În acest context, eu, devenit stare de conștiință pură, mă contopesc în măreția infinitului. Frecvența unor asemenea întâlniri conduce la destrămarea importanței egoului și la apariția naturii mele divine, manifestă ca bunătate, frumusețe, armonie și iubirea tot cuprinzătoare. Am practicat acest mod de întâlnire cu mine însumi până în luna august 1971, când în structura ființei mele s-a produs un nou fenomen surpriză. Despre acesta însă vom vorbi în subcapitolul următor. Cărarea îngustă. Să reluăm așadar firul povestirii din tema anterioară, prin a ne reaminti că în acea dimineață a lunii august, la trezire, am constatat cu justificată uimire că la nivel psihologic funcționam cu totul diferit decât înainte. Schimbarea se produsese în mod tainic în timpul somnului, deci în afara vreunei acțiuni conștiente determinate de mine. După cum îmi dădeam seama, structura egoului, activă în mod frecvent, prin mecanicitatea haotică a minții, își pierduse autoritatea de conducere și decizia ființei mele. Acum funcționez ca un întreg, corp, minte și spirit, în uniune perfectă, conștient pe clipe în desfășurare. La început n-am știut ce nume să-i dau acestui mod de a fi, deși citisem o seamă de lucrări privitoare la filozofia orientală. Despre hinduism, practica zen, budism, confucianism, etc. Dar una este să cunoști intelectual un anumit termen ca iluminare și cu totul altceva este să trăiești fenomenul respectiv care te transcende în sfera absolutului. Înainte de producerea acestui fenomen am trăit mai multe zile de tristețe apăsătoare inexplicabile. M-am destăinuit fratelui meu, căruia i-am precizat că o asemenea deprimare sufletească prevestește moartea.
Interpretarea mea s-a dovedit a fi corectă. Propriul ego, prin cunoașterea de sine, își simțea sfârșitul, văzând cum energiile sale limitate se epuizează în mod îngrijorător. Finalul a constituit deci moartea egoului și eliberarea sinelui real sau naturii divine, care mă conduce prin impulsuri intuitive. În continuare, iată și alte fenomene care s-au impus după această transformare radicală. Credința creștin-ortodoxă singură s-a desprins de mine, dovedindu-și prin ea însăși inutilitatea. Tot așa s-a întâmplat și cu fenomenul dedublării, pentru care făcusem o adevărată pasiune. El și-a pierdut interesul și însemnătatea de mai înainte. Rostul acestei însușiri a fost acela de a demonstra atât nemurirea sufletului, viețile succesive și procesul permanent al evoluției spirituale. Desprins în mod vizibil de mecanicitatea minții omului vechi, trăiesc o nouă surpriză. Din profunzimea ființei mele primesc un îndemn clar, precis și stăruitor de a trata cunoașterea de sine cu ajutorul versului. În existența mea anterioară nu am avut valeități poetice. Drept urmare, am compus între anii 1971-1972 un număr de 300 de poeme și poezii oglindă. Fiecare temă, prin cuvinte cât mai simple, încearcă să demonstreze trăirea și exprimarea unui fenomen de viață sau o problemă oarecare, întâlnite de fiecare ins în viața cotidiană. Am evitat în mod intenționat orice figură de stil sau metaforă, pentru a nu da naștere la interpretări greșite în ceea ce încerc să exprim ca adevăr de necontestat. Combinarea și asocierea cuvintelor se realizează intuitiv, în care eu, aflat în ipostaza de supraconștiință, sunt una cu infinitul. Frecvența întâlnirilor cu mine însumi a lărgit tot mai mult cărarea îngustă de la început. Acum, trecerea din lumea mărcinită în imensitatea necunoscutului a devenit mai ușoară, cu tendința vădită de permanentizare. În mod practic, toate temele sunt cuprinse și explicate din ipostaza infinitului, printr-o privire de ansamblu a întregii lumi în care trăim. Am continuat să-mi duc existența folosind în mod simplu întâlnirea cu mine însumi, prin conștientizare de gânduri, imagini, dorințe, atașamente, senzații, temeri, etc. În luna iunie 1988, același îndemn venit din profunzime, care exclude orice formă de rezistență sau opunere, m-a determinat să scriu din nou. Și astfel, până în luna august 1990, am mai compus încă 680 de poezii oglindă, care tratează noi aspecte ale comportării umane. Unele dintre acestea au fost verificate pe plan astral, drept consecințe sau efecte determinate potrivit legii cauzalității. Prin fiecare din cele 980 de teme, îndemn cititorul să privească în oglinda propriului suflet și să ia contact direct cu activitatea minții sale haotice, care îl duce în trecut sau viitor, rupându-l astfel de realitatea clipei prezente. Simplitatea corectă a împlinirii face ca mintea să tacă, iar în pacea care singură și în mod firesc se instalează, scânteia divină, comună tuturor ființelor, se afirmă ca iubire și înțelepciune. Aceasta este natura divină a fiecărui ins, care prin însăși prezența ei curăță și transformă omul vechi de toate impuritățile însumate din ignoranță, teamă, lipsă de înțelegere și rătăcire în asociere cu materia brută. În concluzie, la sublima realitate, existentă în fiecare dintre noi, nu se ajunge folosind activitatea minții, ci prin tăcerea ei smerită, când întreaga ființă se contopește cu unica energie cosmică sau Dumnezeu. Continuând relațiile cu cercul antal ca și cu toți semenii interesați de tainele universului spiritual, vă relatez încă o seamă de dedublări, așa cum s-a succedat ele în timp, potrivit solicitărilor. O împărtășanie simbolică. După o scurtă vreme de la producerea acelei chirurgii a falsului meu sine, într-o ședință a cercului, cineva mă solicită să le vorbesc despre practicile mistic-religioase
și despre rugăciunea inimii, cum o făceam înainte. Persoana respectivă păstra ca amintire mângâierile duhovnicești din acea perioadă. I-am răspuns că nu mai pot face așa ceva, deoarece fondul meu interior, fiind în permanent contact cu unica realitate, vede cu totul diferit lucrurile. Seara, înainte de culcare, am făcut o scurtă analiză asupra noului drum, desprins de practicile religioase, și mi-am pus întrebarea: oare această singularitate a mea este ea legitimă și de folos și pentru marea majoritate a semenilor? Răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Mă aflu deci în afara corpului, condus fără voința mea într-o biserică. În fața altarului, un preot cu un potir în mâna stângă împărtășea credincioșii aranjați în șir monom. Preotul, de o frumusețe rar întâlnită, era considerat de toți ca fiind chiar Iisus Hristos. Încep să-mi pun întrebări. De ce am fost adus aici și ce vrea să mi se demonstreze, câtă vreme eu m-am desprins de practicile bisericești? Uitându-mă mai atent, observ că în fața mea se află un preot monah cunoscut de mine. Mi-am zis iarăși: pe el, desigur, îl va împărtăși că este preot, pe mine însă... Păstrându-mi tot timpul calmul desăvârșit, am așteptat curios să văd ce se va întâmpla. Când preotul a ajuns în fața altarului, a fost luat de mână și trecut în partea cealaltă, fără să îi se ofere împărtășania. Din nou, țâșnește întrebarea: de ce oare? Și iarăși un alt gând: dacă pe el l-a refuzat fiind preot, cu atât mai mult voi fi și eu refuzat. Dar nu a fost deloc așa. Dimpotrivă, când mi-a venit rândul, am fost luat de braț și condus în altar, unde mi s-a oferit împărtășania. Am simțit o mare bucurie. Apoi am fost condus la o ușă, aflată în interiorul altarului, prin care am părăsit biserica, revenind în corp. Demonstrarea este atât de evidentă, încât nu are nevoie de comentarii. Cunoașterea de sine conduce pe practicant la descoperirea naturii sale divine, care se manifestă ca iubire nelimitată. Venirea lui Iisus Hristos pe pământ în acea perioadă de sălbăticie a urmărit acest minunat ideal: să ofere omenirii întregi o religie a iubirii universale. Dar, din păcate, el nu a fost înțeles. Iar cei care astăzi pretind că ar fi urmași ai învățăturilor lui au creat o instituție autoritară, după model omenesc, în care interesul egoist, strict personal, este factorul dominant. Toți reprezentanții acestei religii vorbesc despre iubire, fără să o fi descoperit cu adevărat în ei înșiși, iar în cazul fericit, când vreunul ar descoperi-o, mai poate el să facă parte din această instituție? Desigur că nu, fiindcă altfel ar trebui să întâmpine viața cotidiană și să reconsidere relațiile interumane. Un alt caz de previziune. După 3 luni de la fisurarea egoului, în care timp eu nu m-am mai dus la biserica ultimului meu duhovnic, trăiesc acest fenomen. Așadar ne întâlnim, eu și el, pe plan astral, în care îmi pune următoarea întrebare: domnul Ilie, sunt eu de vină cu ceva? Nu, părinte, nu sunteți de vină cu nimic. Ați trecut la altă religie sau sectă? Nici de cum, părinte, eu trăiesc acum prin cunoașterea de sine. Și aici nu este vorba de nicio religie sau sectă. Se merge de unul singur. Bine. Și ne despărțim. Peste numai 2 zile ne întâlnim, de acum pe plan fizic, exact în același loc, iar discuția s-a derulat în tocmai ca pe plan astral. Preotul își reproșea că ar fi greșit cu ceva, și eu de aceea am renunțat la serviciile sale și ale bisericii. Un medic își consultă profesorul aflat dincolo. Dr. Ion Grigorescu mă solicită să-l întâlnesc pe fostul lui profesor, Dr. Ernest Giuvara, decedat în urmă cu 45 de ani. Pe baza unei fotografii, îi prind imaginea și cu ea în memorie îl întâlnesc. Răspunsul său: atenție, atenție la sertar. Și atât. Acolo am înțeles din conversație că nu trebuie să folosească un anumit medicament.
Descrierea astrală a celui întâlnit corespundea cu înfățișarea omului de pe pământ. În plus, i-a mai oferit încă un amănunt. Acolo l-am întâlnit într-un mediu rural, unde făcea un adevărat apostolat. Și acest amănunt confirmă realitatea întâlnirii mele cu el, întrucât în viața de aici într-adevăr a avut o asemenea comportare. De asemenea, m-am întâlnit în mai multe rânduri și cu soția sa, Olga, fost medic mamoș. Aceasta nu era mulțumită deoarece își reproșea întreruperile de sarcină și avorturile pe care le-a făcut ca medic. La ultima noastră întâlnire mi-a comunicat că soțul ei trăiește cu Ruxandra, fata din casă crescută de ei. Numai după câteva luni, mi-a confirmat chiar el căsătoria cu aceasta, motivând că nu vrea să lase averea fraților săi. Să mai precizăm că după 2 luni de la avertizarea astrală, el folosește un medicament străin, care îi provoacă o semiplegie, ce îl țintuiește la pat, iar la cutremurul din 1977, blocul în care locuia s-a prăbușit până la temelie. Atât el, cât și noua soție au pierit. Corpul său nici nu a fost găsit pentru un humare. Un astral aflat într-o stare delicată. Coca Florescu a dorit să afle stadiul în care se găsește tatăl ei, decedat de curând. La câteva zile de la solicitare mă aflu în stare de vis, în care cineva mă dezbracă. Și întocmai ca în stare de veghe îmi zic, este rușinos, mă vede lumea. Îndată devin conștient și încep să mă interesez de Vasile Florescu. Mi se transmite de către o entitate că el se află într-o stare delicată. La insistența mea de a face precizări, mi se răspunde. El folosește atât ideile cât și imaginile, iar noi, cei de aici, îi spunem lui Titi să folosească ori una, ori alta. De ce îi ziceți Titi? Așa îi zicem noi aici, mi se răspunde. Familia nu știa nimic în legătură cu acest pseudonim. Poate este un nume pe care Vasile l-a avut în altă viață. O tentativă de reîncarnare curmată brusc. O nouă solicitare pe care nu o pot refuza. Este vorba despre doctor Moga, fost ministru al sănătății, găsit mort de către soția sa, fără să fi reclamat mai înainte vreo anumită îngrijorare în acest sens. În fiecare dimineață, el practica Hatha Yoga. L-am întâlnit într-un laborator. După ce l-am informat despre prietena care m-a trimis la el, i-am cerut să spună ce s-a întâmplat. Am folosit un exercițiu yoga necontrolat, a fost răspunsul său clar, fără ezitare. În continuare adaugă, dar știi că voiam să viu înapoi. Deja mandibulele erau formate. De ce ea m-a aruncat afară? De ce a făcut așa că, uite, eu sufăr? Sufăr enorm. Din destăinuirea acestui astral rezultă că el revenea la o nouă încarnare, dominat de o dorință puternică. Însă femeia respectivă l-a avortat. Un sinucigaș după 35 de ani de viață subterană. Sunt solicitat de medicul Dina Toia să întâlnesc fratele Octavian, sinucigaș, pe care l-am mai întâlnit odată în 1962. Amintesc despre acest caz în subcapitolul precedent. Mă îndrept către un grup de case specific satelor nevoiașe. O femeie îmi spune că este leneș și murdar. Îmi indică o clădire unde îl pot întâlni. Pătrund într-o sală de spectacol. Pe scenă se află un grup de artiști de muzică rock. Unii cântau din diverse instrumente, alții se exprimau verbal, gesticulând fiecare în felul lui, întocmai ca în lumea noastră. Era un zgomot greu de suportat. Publicul era format numai din bărbați. Printre ei se afla și Octavian, care purta o îmbrăcăminte murdară. Fața îi este la fel ca unui miner ieșit din subteran. Noi ne cunoaștem, îmi spune el. Ne-am mai întâlnit. Da, Ota, ne cunoaștem. Dar așteaptă puțin că vreau să mă adresez acestor suflete. M-am urcat pe scenă și le-am cerut să facă liniște. Pentru un moment au amuțit. Le-am spus că vin de pe pământ și le-am recomandat să facă ceva mai de folos pentru sufletele lor, vorbindu-le despre cunoașterea de sine. Unul dintre ei a început să țipe,
în ritmul rockului, după care toți au reluat concertul. Am părăsit sala împreună cu Octavian, spunându-i cine m-a trimis. De fapt, Dina m-a rugat să-l întreb dacă ceea ce văzuse ea într-un vis este sau nu real. Da, așa este. Eu m-am întâlnit cu ea când am scăpat din locul de ispășire și am mărturisit că m-am eliberat. Cele afirmate confirmau întocmai cu visul avut de Dina. Tot ea îmi mai destăinuiește că fratele ei în viața de aici era mai comod și nu prea se spăla. Un caz de sinucidere nedeliberată. Doina Ionescu, biolog de excepție la vârsta de 39 de ani, într-un moment de depresie psihică, declanșată în timp ce făcea baie, complet dezbrăcată, se aruncă de la etajul al șaselea și moare. Făcea parte din grupul nostru. Toți voiau să le aduc vești despre existența ei din noua dimensiune. Mă aflu într-o sală imensă, subterană. Acolo o găsesc într-o mică încăpere, gen cabină de telefon. O deschid și în față apare Doina, care zâmbitoare îmi spune fără să o întreb: Cici, sfânta putere spirituală s-a eliberat. Bine, bine, Doina, dar așa? Eu, gândindu-mă la sinucidere. Nu, nu deranjează, îmi răspunde ea cu deplină convingere. Din acest răspuns am înțeles intuitiv că, în cazul ei, sinuciderea nedeliberată are o altă conotație. La o altă dedublare, când am întâlnit-o într-un climat diferit de data asta, și anume la suprafață, întrebând-o din nou despre ieșirea ei din viața terestră, mi-a spus: Să știi că trebuia să fiu aici. În continuare am rugat-o să-mi spună dacă este posibil o asemenea destăinuire. Cât voi trăi pe pământ în actuala existență? După ce i-am comunicat data nașterii, dispare câteva clipe. Apoi revine cu un registru voluminos și începe să întoarcă filă după filă, studiind cu atenție cele scrise acolo. În sfârșit, se oprește și clar, hotărât, rostește: 121 de ani. La îndoiala mea repetată răspunde din nou: Atât. 121 de ani. Am discutat și multe alte lucruri cu ea legate de viața noastră de aici, însă la revenirea în corp le-am uitat. Probabil nu ne erau necesare, sau pentru mine erau taine care nu trebuiau divulgate. Fenomenul respectiv al uitării l-am întâlnit și în alte câteva prilejuri din peregrinările mele. Un mediu scriitor solicită confirmări. O veche cunoștință, Coticuța, a scris mai multe caiete considerate transmitere ale unor spirite, cu care pretinde că este în legătură. Prima entitate este celebrul compozitor Mozart, despre care afirmă că este un spirit superior. Pe baza unei fotografii m-a avânt în cealaltă dimensiune și mă opresc, în fața mea, o femeie pe care o rog să-mi spună unde pot găsi această entitate. Ea, binevoitoare, îmi indică o intrare undeva într-un subsol. Am început să-l strig, sperând că va veni el la suprafață. Întrucât n-am primit niciun răspuns și totodată simțind și o repulsie profundă de a înfunda lumea întunericului, am revenit în corp. La o nouă deplasare îl întâlnesc la suprafața solului. Un bărbat arătos, cu ochii albaștri. În atitudine manifestă vanitate și o clară importanță exagerată de sine. Fără să-l întreb ceva, foarte volubil, îmi spune că vine din China, unde a asistat la un concert. Întrebat despre Caticuța, îmi răspunde că nu o cunoaște și deci nici nu este în vreo legătură oarecare cu aceasta. A doua entitate este Vasile, fostul ei soț. Și el îmi face aceeași mărturisire că nu este în legătură cu ea. Apoi precizează că ea nu face bine practicând în acest fel spiritismul, pentru că nu știe cu cine stă de vorbă. Toate mesajele sunt tipice, aceleași expresii, aceeași gândire. Nici o diferență în exprimarea și nuanțarea sau fixarea acestora în construcția frazelor. Un astral se îndoiește de nemurire. Este cazul doctorului Ștefan Nemțeanu, care ne-a părăsit cu prilejul unei excursii fatale în munții Bucegi.
În timpul vieții am discutat cu el în legătură cu nemurirea sufletului, fără să-l conving. Întâlnit dincolo, prima întrebare pe care i-o pun este: vezi că nu este moarte? Ce ai de spus acum? Eu nu sunt sigur că nu este moarte. Este același răspuns avut și în timpul vieții. A fost necesar să-i fac o nouă demonstrare între existența mea și a lui. Nu a mai spus nimic. Întrebat despre soție, îmi spune că el i-a lăsat totul, adică toată averea sa materială. Despre fiica sa afirmă că nu este cazul să-i dea vreun sfat oarecare. O prelegere în lumea astrală. Fără să caut pe cineva anume, mă trezesc în lumea astrală. În fața mea se află Florin Cristescu, un văr primar. Nu mă gândisem la el. În jur se află o numeroasă asistență formată din bărbați, femei și copii. Încep să le vorbesc despre cunoașterea de sine. Pe măsura desfășurării temei respective, numărul ascultătorilor crește necontenit. Nimeni nu-și părăsește locul. De acum, cât văd în depărtare, întreaga mulțime în stare de neclintire ascultă cu interes și uimire. Rețin din prelegerea mea câteva punctări. Voința dârzeniei nu este cel mai bun sfetnic. Un bine obținut printr-un efort prea costisitor se întoarce adesea asupra ta. Lăsați-vă conduși de către suflul vieții. Viața vă oferă ceea ce este cu adevărat util. Numai în liniștea lăuntrică puteți vedea cu adevărat utilul absolut. Ea, pacea lăuntrică, vă dirigează pașii în mod inteligent pe drumul cel bun. Prelegerea a cuprins și alte sfaturi, însă numai pe acestea le-am reținut la venirea mea în corp. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost interesul cu care această mulțime a ascultat îndemnurile oferite. Nicolae Rămurescu, un prieten de curând decedat pe care, întâlnindu-l, îl întreb dacă și-a văzut mama, nu dă niciun fel de răspuns. La o nouă întrebare a soției sale, dacă poate sau nu să vândă o seamă de lucruri din casă, răspunde: sunt așa dezăpăcit că nu știu ce să-i răspund. Ce pot spune despre lumea în care te găsești acum? Nu oferă niciun răspuns. Am plecat cu el de braț. În final i-am amintit că este timpul să ne despărțim. Aflați pe un pod cu chepenguri din loc în loc, la prima deschizătură a podului era pe cale să se prăbușească. L-am reținut cu ambele mâini, iar la următoarea deplasare pur și simplu s-a prăbușit de pe acest pod. Și iată un fenomen nou, nemai întâlnit până la acea dată. Hainele cu care era îmbrăcat au început să-și piardă forma, semn clar că sub ele corpul s-a evaporat treptat. Nu au mai rămas decât hainele întinse pe podea. Mai multe entități astrale priveau curioase cum o entitate se întoarce în lumea ei prin dezagregare. Semnul crucii, un act de violență împotriva unor semeni mai puțin evoluați. Sunt iarăși în lumea planului astral. Abia sosit acolo, sunt înconjurat de către un grup de entități vizibil ostile. Făcând uz de semnul crucii, acestea dispar instantaneu. În profunzimea ființei mele apare un sentiment de profundă milă, nemai întâlnit în alte împrejurări, urmat de o revelare. Semnul crucii, făcut în acest fel, ca act al voinței, este un gest de violență folosit împotriva unor suflete mai puțin evoluate. Comportarea mea încalcă legea dragostei și pe loc am luat hotărârea să nu-l mai folosesc. Ulterior, rar m-am mai întâlnit cu entități negative. De acum aflat într-o asemenea situație, iată cum am procedat. Perfect conștient și stăpân pe mine, într-o atitudine de sinceră smerenie, le spun: sunt un pământean trimis în această lume să mă interesez de cutare entitate. Vă rog să mă ajutați. Efectul a fost prompt. Acela care se apropie de mine și ridicase un cuțit să mi-l înfigă în spate, imediat l-a aruncat. Apoi m-a luat de braț și, adresându-se celorlalți, spuse: haideți mă să-l ajutăm. Cu el și întregul grup am fost condus la locul potrivit unde am întâlnit sufletul căutat. Prin urmare, smerenia, sinceritatea și sentimentul de dragoste fac minuni cu adevărat,
atât în lumea spiritelor, cât și aici în lumea noastră. Noi, prin atitudinea și comportarea noastră, determinăm transformarea benefică a ființei proprii și odată cu ea și asemenilor cu care venim în contact. De asemenea, nu am mai folosit nici expresia Doamne ajută-mă, ci doar Vă rog ajutați-mă. Formula este desigur folosită la nivel de intelect, însă îndată ce ea este rostită, mintea ta ce smerită. În acest context se afirmă natura noastră divină, aflată în noi, care în contopire cu adevărul absolut ne ajută. Să reținem deci că tăcerea sau muțenia necondiționată a minții, ori inactivitatea mentală, este absolut necesară, atât în procesul de dublării, cât și al evoluției noastre spirituale. O entitate astrală îmi cere pâine să-și astâmpere foamea. Într-o seară, complet relaxat, ating acel punct de desprindere de corp, un simplu gând. Vă rog ajutați-mă. Simt două mâini de femeie care mă scot din corp. De acum, aflat în afara corpului, rog entitatea care m-a ajutat să-și ia forma astrală. Mă aflu față în față cu fosta mea soție. Spune-mi, tu m-ai scos din corp? Da, eu. Sufăr îngrozitor, sunt frământată de gânduri. Încearcă să te observi fără să faci ceva. Conștientizează numai acele gânduri și atât. Această pasivitate a minții te va scoate din orice suferință. Îmi este foame, dă-mi ceva să mănânc, niște pâine. Am căutat în zadar într-o cameră vecină fără să găsesc. I-am oferit niște mere. La fereastra mansardei mele observ un bărbat. Am intuit că acesta o urmărea să o ducă la locul de ispășire de unde evadase. L-am privit fix în ochi și el de îndată s-a retras inofensiv, iar eu am revenit în corp. A doua zi am dat de pomană după dorința ei. Alte curiozități și surprize astrale. Sanda Dumitriu, o prietenă din cer care ne-a părăsit cu o lună în urmă, mă aflu în fața unei fântâni, având în interior o scară în spirală pe care va trebui să cobor. Sunt ajutat de către trei femei, care îmi oferă fiecare câte un buchet de flori. Ajuns în fundul fântânii, am în față o sală imensă, gen cazarmă, în care se aflau mai mulți bărbați îmbrăcați în haine rupte și murdare. Întreb unde pot găsi entitatea căutată. Mi se indică trecerea peste o grămadă de nisip care se află în fața clădirii. În trecere, cineva mă ciupește de talpă. Surpriza și durerea mi-au fost fatale. Am revenit de îndată în corp, fără vrerea mea. Într-o altă seară simt o prezență astrală în cameră. Mă las scos din corp și perfect conștient mă gândesc la Ilie Ștefănescu, plecat de curând. În cale întâlnesc mai multe entități și le întreb despre el. Mi se indică o clădire care era de fapt o închisoare de delicvenți de drept comun. Câțiva dintre ei se certau și se insultau pe niște interese și lucruri mărunte. El se afla printre aceștia, dar nu voia să-l întâlnesc. Un grup de bărbați mă împiedică în mod vizibil să-l mai caut. Vanitatea cu care a părăsit planul terestru se manifestă și în lumea de dincolo. Bebe, cum îi spuneau cei apropiați, nu voia să fie întâlnit într-un asemenea anturaj. După două luni, l-am întâlnit într-un dormitor de cazarmă, un șir de paturi de fier. El se afla într-un astfel de pat. Trezit, îndată ce mă vede se bucură, îi spun că m-a trimis Nela, soția lui. Îți dai seama că ai părăsit pământul? Nu l-am părăsit. Ce fel de parolă a stabilit împreună ca semn al confirmării continuității vieții în ceea ce privește conștiința? Suspendare, este răspunsul oferit fără niciun fel de ezitare. Nela și el au stabilit ca primul decedat să confirme prin mine existența păstrării memoriei de pe pământ. Cuvântul rostit nu era cel real. În plus de asta, el nici nu-și dădea seama că ar fi părăsit lumea noastră. De fapt, mediul în care l-am găsit era reversul cauzal a ceea ce el a săvârșit în ultima sa reîncarnare. Am fost iară solicitat să întâlnesc pe cineva de curând decedat. În drum,
Sunt atras fără voia mea spre o încăpere subterană și intuiesc că este vorba de Maria Scarlat, mama unui bun prieten, devenit cumnat prin căsătoria cu sora mea. Pe foc se aflau mai multe vase cu apă. Entitatea care m-a condus aici îmi transmite că Maria este așteptată la suprafață. Apoi cineva îi va schimba hainele, căci a venit vremea. Ținând seama de această deviere de la drumul inițial, am dedus că mi se dezvăluie o nouă taină. Maria Scarlat a petrecut mai bine de 2 decenii într-un beci întunecos, iar acum îi se făceau pregătiri prin spălarea corpului astral vechi, în vederea primirii unor haine noi. I-am mulțumit entității pentru cele dezvăluite și mi-am continuat călătoria pentru a întâlni pe Elena Ioniță. Aceasta se afla într-o cameră de mansardă, într-un dormitor în societate cu alte 2 femei. Mă recunoaște și se plânge că este obligată să trăiască într-o mare înghesuială. În mână, ea are o lumânare aprinsă pe care o duce spre urechi. Cu ea de mână ne îndreptăm spre ușă. Aici se află un țigan capaznic. Acesta îmi cere, dacă voi mai veni, să-i aduc niște cruciulițe. Elena l-a repezit cu brutalitate. În legătură cu neînțelegerea dintre copiii săi de aici, îmi răspunde: ei se socotesc că sunt mai presus de ceilalți, să-i lase în pace. Sfatul oferit de ea corespundea cu realitatea unor dispute și neînțelegeri familiale. O vindecare astrală. Cu 2 luni în urmă am început un tratament la Institutul de Stomatologie. În final, sunt informat că trebuie să-mi demolez întreaga dantură. Mă adresez forului meu interior. Ce să fac? Să mă supun? Răspunsul a fost un categoric nu. Bine, dar eu am avansat o sumă importantă. Renunț la tot ce ai dat. În aceea zi, o prietenă îmi recomandă un medic mai în vârstă. Acesta, după o nouă radiografie, îmi confirmă că nu este cazul de demolare. Și astfel am urmat tratamentul noului medic. După terminarea lucrării, am simțit o durere acută în locul unde mi-a extras un dinte. Am întrebat din nou: ce să fac? Mi s-a recomandat o vindecare astrală. Am părăsit deși corpul pornind în căutarea unui cabinet dentar. În drum, întâlnesc o policlinică. În față, o bancă pe care se aflau mai multe persoane care așteptau să intre în clădire. M-am așezat și eu de o margine. Dar după puțin timp mi-am dat seama că nu pot aștepta prea mult. M-am dus la portar și am spus că sunt pământean, rugându-l să-mi dea voie să consult medicul. Am intrat deci într-un cabinet dentar, la fel ca în lumea noastră. Medicul îmi spune: ia, deschide gura. Mă supun întocmai. El introduce 2 degete în gură și îmi scoate un mic colț pe care mi-l arată. Am revenit în corp. De atunci și până în acest moment au trecut mai bine de 17 ani fără să întâmpin vreo complicație. Ultimul pelerinaj în lumea astrală. Desprins de învelișul carnal, perfect conștient, mă întreb pe cine să caut. În fine, mă hotărăsc. Întâlnirea cu fratele meu Marin, decedat în urmă cu peste 5 decenii. Urc puțin de la suprafața pământului și îl întâlnesc într-o cazarmă militară. Este singur, așezat pe un pat de fier cu saltea, cerșaf, pernă și o pătură specific militară. La chemarea mea vine și eu, ca de obicei, îl îmbrățișez și sărut. Îndată simt că ceva nu-i convine. Nu te bucur să ne revedem? Ba da, dar să nu mă mai săruți. N-am știut că nu este voie. Cum te simți? Bine. Văzându-l că este așa de nepăsător și că eu l-am deranjat, îl părăsesc. Am intuit că desprinderea lui de atâta vreme de lumea noastră, prin întâlnirea cu mine, l-a făcut să-și reamintească unele lucruri săvârșite de el pe care le dăduse uitării. În continuare mi-a venit un alt impuls interior: să caut pe fosta mea soție. Am urcat nu prea mult. Întâlnesc în cale un bărbat pe care, întrebându-l unde o pot găsi, îmi indică 3 carcere sub formă conică. Un trunc de con cu baza de circa 50 de centimetri și înălțimea cam de 2 metri. Sunt construite din stuf, peste care s-a lipit o tencuială de pământ galben și în față nicio ușă.
Mă îndrept spre una dintre ele, unde simțeam că se găsește și o chem, strigându-i numele. Tanța! În acea clipă, la baza conului, se deschide o ușă prin care pășește în afară. Și cu ea de mână ne așezăm la o masă unde începe conversația. Spune-mi, de ce atâta suferință? Nimic nu scapă nepedepsit, îmi răspunde. Ce rău atât de mare ai săvârșit tu ca să pătimești așa de crunt? Ei, cât ai tras tu de pe urma mea? Dar eu te-am iertat. Crede-mă că eu nici nu mă mai gândesc la tot ce a fost. Se poate, dar eu sufăr. Am sărutat-o pe frunte, apoi cu ea de mână am pornit spre marginea unei păduri. După puțin timp, mi-a transmis că este vremea să se întoarcă la locul ei de ispășire, iar eu am revenit în corp. Să vedem ce fel de învățăminte ne sunt oferite de către realitatea lumii astrale și prin acest caz de suferință. Și aici, ca de alminteri și în alte cazuri similare întâlnite anterior, este vorba de una și aceeași lege a cauzalității. Niciun gând, exprimare verbală sau înfăptuire efectivă nu rămân fără ecou, drept consecințe legitime. Altfel, cum ar putea autorul respectiv să învețe ca pe viitor să nu mai greșească, nesocotindu-și calitatea esențială a ființei sale, care este și rămâne dragoste nemijlocită? Gândul pur, simbol divin, existent în fiecare dintre noi, vrea să ne bucurăm de eterna prospețime a vieții și să atingem fericirea veșnică. Ori această sublimă împlinire nu ne este oferită de cineva din afara noastră. Ea este prețul cuceririi personale, la care ajungem stând în față cu noi înșine. Cenzorul sau maestrul se găsește în profunzimea ființei noastre și când greșim, ne oferă medicamentul potrivit. Acesta este desigur neplăcut, chiar amărăciune traumatizantă, dar în final ne vindecă, trezindu-ne la realitate. Și cu cât suferința este mai apăsătoare, cu atât mai adânc ea se imprimă în conștiința de suprafață, ca un etern momento, de a nu mai repeta ceea ce am făcut odinioară. În perioada scurtă de după aceea am mai avut unele viziuni și dedublări, unele dintre ele referitoare la evenimentele politice care s-au petrecut în țara noastră, altele în legătură cu desfășurarea propriei mele vieți. Revelarea lor, la vremea aceea, am socotit-o ca nefolositoare. Despărțirea. Înainte de a ne despărți, autorul prin ceea ce scrie și cititorul, interesat de mesajul care îi se oferă, este firesc, natural și mai ales util să ne reamintim esențialul cu care ne-am întâlnit de la început și până la ultima clipă. Așadar, în imensitatea necuprinsului există o unică energie cosmică, universală, prezentă ca unicitate care nu are cum să fie de cineva contestată în vreo formă sau alta. Dacă până aici suntem de acord, facem pasul următor, întrebându-ne fiecare în sinea lui, adică în profunzimea ființei proprii. Dacă această energie unică este peste tot, se află ea și în noi, în fiecare? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. În noi toți, fără nicio excepție, există una și aceeași energie, numită Dumnezeu, care ne stabilește și legitimează totodată paternitatea comună. Prin urmare, suntem cu toții fii ai aceluiași creator și frați între noi. Dumnezeu ne este deci tată și mamă, realitatea absolută care nu poate fi contestată de nicio minte sănătoasă. Aici ne referim desigur la esența sau natura divină a ființei noastre. Problema vitală pusă de omenire din vremuri foarte îndepărtate ale trecutului ei istoric și încă și-o mai pune și acum, este ce ar trebui să facem pentru a ne descoperi realitatea noastră divină și să ne lăsăm conduși de ea. În mod deosebit, nimic nu este de făcut. Chiar așa stau lucrurile, căci mintea noastră, oricât ar fi ea de aglomerată de informații și cunoștințe, este și rămâne limitată, mărginită și învechită. Mai mult chiar,
O asemenea minte este egocentric structurată și prin ea închipuită. Iar esența, existentă în noi, este infinitate în perpetuă mișcare și înnoire pe clipe în desfășurare. Pentru a înțelege și mai bine fenomenul, mai arătăm că Dumnezeu se află într-o constantă mișcare și totodată veșnică în dumnezeire. Și așa precum este El, se cuvine să ne comportăm și noi. Prin urmare, mintea noastră, în mod obligatoriu, trebuie să tacă smerită, văzându-și singură neputința. Tace ea oare la porunca sau dorința noastră expresă? Desigur că nu o va face, pentru că doritorul este tot mintea știutoare, realmente, un viclean ego ascuns sub o mască înșelătoare. Mintea tace cu adevărat numai atunci când îi demascăm mișcarea haotică, folosind atenția lucidă, globală și dezinteresată. Simpla conștientizare a mișcării acestei minți care aleargă fără rost în trecut sau viitor o determină să tacă smerită. Iar în vidul psihologic, astfel survenit, se realizează uniunea dintre suflet și spirit, care, în comuniune cu adevărul absolut, se manifestă ca supraconștiință, frumusețe și iubire necondiționate. Pentru frații noștri obișnuiți, care sunt și se comportă ca prizonieri ai unei conștiințe sociale, condiționați de o credință religioasă, metodă, filozofie, iată un simplu îndemn frățesc. Încercați cât mai des realizarea unității întregii ființe, corp, minte și spirit, în uniune perfectă, în care apare intuiția, ce nu greșește niciodată prin îndrumările ei sfinte și sfințitoare. Aruncați măștile sub care vă ascundeți neputința pentru a vă salva aparențele înșelătoare. Adevăratul sens al vieții terestre este acela de a ne descoperi adevărata realitate a ființei noastre. Iar cunoașterea de sine vă oferă certe posibilități de a duce la bun sfârșit această minunată operă. Nu vă lăsați amăgiți de numeroasele capcane pe care vi le întinde micuțul ego, a cărui viclenie nu are limite. Minunata ipostază de a fi, acum și aici, vă deschide porțile sublimului adevăr, în care suntem una cu infinitul. Folosiți această stare de a fi, în tot timpul, întrebându-vă necontenit în orice împrejurare v-ați afla, dacă sunteți în acel moment un întreg funcțional. Râvna și insistența vor conduce în mod sigur la demolarea structurii egocentrice a sinelui fals și apariția iluminării sau eliberării. Fiecare făptură umană este destinată să atingă acest sumum spiritual, însă grăbirea sau întârzierea la nivel de șir de întrupări, depinde de hărnicia sau comoditatea fiecărui ins în parte.